Salutare, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă prezint modul în care se pornește corect o motocoasă. Avem pasta noua mea. Înaintea clipului ăsta e prezentat amestecul benzină-ulei, tot ce trebuie să știi pentru o motocoasă, inclusiv rapoartele de benzină-ulei, da? Foarte important. Vă înțelesul tuturor. Motocoasa OMAC MS 3300, foarte, foarte performantă, deci nu cred că există motocoasă mai performantă ca asta, în momentul de față, mai ales calitate-preț. Asta e micul fermier 1311, toate detaliile le găsiți la mine pe canal despre ea și o să mai urmeze. Le-am alimentat, am pus undeva la jumătate în rezervoare să le fac pornirea, să vedeți și voi la rece. Foarte important, nu folosiți amestec benzină ulei mai vechi de 3 săptămâni, 1 lună zile, fiindcă nu mai e valabil, expiră acel amestec și risca să distrugeți utilajul, să facă depuneri și alte cele. E bine să scoatem benzina din utilaj, să le golim, să le pornim până se golește tot, să dăm la pompiță. Sunt două utilaje cu două porniri diferite. O pornire mult mai ușoară avem la asta portocalie. Tot ce trebuie să facem este să dăm la pompiță. Dăm la pompiță până s-a umplut. Iar mai apoi tragem sfoara de la demaror, foarte important cum tragem. Deci are un carburator foarte, foarte performant, Valbro, original. Demarorul are easy start. Tragem până simțim greu, iar de aici, din punctul ăsta, tragem cu toată puterea să o pornim. Motocoasa are aici un display unde ne arată în partea de sus turația motorului, rotațiile pe minut, jos orele de funcționare, 51 și un pic, ați văzut, 51 de ore, iar jos de tot mentenanța, care e ok după cum ați văzut, foarte performantă, calitate-preț, le depășește cam pe multe motocoase. Acum să trecem la asta, la altă. Eu mai am un video special cu pornirea corectă la o motocoasă, dar eram la început atunci și bineînțeles că de atunci cam așa o pornesc. Avem aici pompița de benzină sub carburator. Ne asigurăm că se umple. Dăm la pompiță până se umple, s-a umplut. Ridicăm șocul în poziția de sus, adică închis. Contactul să fie pe pornit. Accelerația să fie blocată. Da? Iar acum, la fel procedăm, dar puțin diferit, ia să vedeți. Tragem de sfoară până simțim greu. Nu tragem așa ca nebunii, că rupem demarorul, da? Iar din poziția asta unde simțim noi greu,
Tragem toată puterea noastră, da? Până dă să pornească. A dat să pornească. Acum mi-a scris cineva că nu trebuie pornită cu accelerația blocată, da? La maxim. E bine, este un interval foarte scurt de timp dacă o porniți în poziția asta. Dar o să încerc acum, după ce a dat să pornească, să-i las șocul de aer în jos, cum ar trebui, și să-i las și accelerația deblocată. Să nu se mai rotească autocatul la pornire. Să vedem dacă pornește. Dacă nu pornește, o să vedem cum o pornim. Tot așa, tragem până simțim greu. Dar aici, cu toată puterea noastră, cu mână pe motor, tragem și o pornim. Bun, a pornit foarte bine. Acum vreau să vă arăt cum o porneam eu în clipul ăla. După ce a dat să pornească cu șocul de aer închis, lăsam în jos, să-l deschidem, cu accelerația blocată. Ce s-a întâmplat? Haideți să vedem și noi. După cum ați văzut, ea pornește la maxim, să învârte autocatul ăla și riscăm să distrugem aici motorul, da? Fiindcă atunci când e motorul rece, avem cea mai mare uzură, dar atenție mare, pentru foarte mult timp, deci n-au pățit nimic utilajele mele și le-am pornit tot așa, le-am pornit. Dar se poate porni și cu accelerația la maxim, doar că trebuie să ținem cu genunchiul sau cu piciorul, depinde în ce poziție o pornim. A să o pun eu jos, să vă arăt. Și deblocăm cam în același timp și nu apucă să se învârtă autocatul, da? Ia să vedem. Șocul de aer în jos. După ce a dat să pornească, contactul pus, accelerația blocată, cu o mână pe accelerație, da? Piciorul frumos, nu a apăsat stare și cum v-am învățat la demaror aici. Cum ați putut observa, am deblocat imediat, deci primul mod de pornire eu zic că e cel mai bun. Dacă nu vrea așa, treceți la modul ăsta de pornire cu piciorul sau ălălalt. Sunt trei moduri de pornire, cel mai bun ar fi primul, dar depinde de circumstanțe, nu cred că ar porni bine de fiecare dată, dar eu așa o să o pornesc. După ce a dat să pornească cu șocul de aer închis și accelerația blocată, am lăsat șocul de aer în jos, am deblocat și când o pornim, ea pornește la relantiu, da? Și nu se mai învârte autocatul, nu mai riscăm să ne accidentăm, motorul e protejat și astea ar fi etapele pornirii la aceste două motocoase, una de firmă, de marcă, foarte bună. Și asta, cam asta ar fi și cu pornirea corectă. Vă salut cu tot respectul, sănătate și numai bine!